Trăiască România mare! Cu mândrie și cum vrei să și vă întoarceți tot așa de sănătos. Doamne ajută! O să ducem gândurile noastre bune mai departe. Bună ziua, domnule Tupete! Vă salut, bună ziua, domnule Tupete, mă numesc. Bine, 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 o să ne întâlnim la primărie pentru mai multe. Acolo să... După ce ajungem. Un moment să vine și viceprimarul nostru. Nu le-am dat steagul la domn? Da, la transmis din general. Să rămână! Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am zis că deja suntem prieteni. De când ne-am... Bine v-am. Da și cum. Sănătate, părinte. Părinte de la noi, de la... Părintele de la Criș, părintele de la Seleu. De la Criș, și pe acolo avem de amă. Ardeal și țara românească! Trăiască! Trăiască!
Doamne, Doamne! Bine, bine v-am găsit! Bine v-am găsit, Doamne, v-am găsit! Sănătate! Sărmâna! Vă pup! Sărmâna! Sărmâna! Ca să vă zic, am revenit cu plăcere! Și v-am mai așteptat! Ne bucurăm! Faptul că de fapt un tricolor l-am primit și de la primăria Sighișoara, care îl ducem, și la fel și dumneavoastră vă mulțumim pentru tricolorul care l-am primit în dar și care în mod sigur va ajunge cu noi în cetatea Marii Uniri de la Alba Iulia. Încă o dată vă mulțumim, iar noi, membrii ai delegației, deci noi suntem aici din 8 localități ale județului Covasna. Nu le mai enumăr dacă sunt pe bannerul cel mare și îl puteți vedea. 8 sau chiar 9 localități. Înainte de a pleca de aici, să mergem spre cazare, pentru că de la noastră vom pleca mâine dimineață, nu întâmplător am ales această locație, pentru că mie personal, Daneșul îmi place nespus de mult, datorită faptului cum arată o comună plină de flori, ceea ce înseamnă bunătate. Lângă Sfântul Tricolor, multe flori. Și Daneșul este într-adevăr o comună frumoasă și pentru aceasta vă felicit în pe dumneavoastră, pe locuitori, după aia conducerea. După ce părintele va rosti, că am înțeles că vrea să le spună ceva, membrii ai corpului noastră, am auzit de gândul frumos și înălțător pe care vi l-ați spus, de calea pe care aveți de parcurs, de acasă și până la Alba Iulia, în cetatea Marii Uniri, v-am ieșit în întâmpinare. Sperăm să vă simțiți bine în mijlocul nostru, ne bucurăm de aprecierile pe care deja le-ați adus localității în care noi ne ducem traiul. Mă gândesc că parcursul dumneavoastră de astăzi e o materializare a parcursului sufletesc pe care l-ați avut înainte și pe care acum, mai ales pentru cei tineri, cum spuneați și pe cale, este foarte important să-l țină însușească, să-l țină minte. Rare sunt, vor mai fi peste 100 de ani o altă generație care va avea privilegiul să trăiască asemenea momente. Vă dorim o ședere plăcută încă o dată în mijlocul nostru, cu sănătate și bunul Dumnezeu să vă trimită îngeri
călăuzitori și ocrotitori până în cetatea Alba. Și o completare. Părintele, avem această șansă noi acum ca să ajungem la Alba Iulia. Și vorba a domnului doctor Hermeneanu, vrem să facem asta acum, că peste 100 de ani nu știm ce cai vom avea. De-aia am plecat acum. Ce cai vom avea. Încă o dată mulțumim pentru primire. Câteți voi să las în urmă ce-am avut și pruncii amândoi, să trec de sat, să trec de deal cu gândul la popor. Îmbrățișat de-a jertfei când de-a libertății dor. Românie mare, rupii ai tăsar, să-ți rupă-n două veșnicul hotar. Românie mare, rupii ai tăsar, să-ți rupă-n două veșnicul hotar. Ardealul meu însângerat mă aștepta cu dor. Feciorii țării românești cădeau pe Sfânt-Ogor și-apoi reduta de munteni cu ultimul avânt. Pe toți păgânii a izbit și s-au pierdut în vânt. Românie mare, lupii hai tăsar, să-ți rupă-n două veșnicul hotar. Românie mare, lupii hai tăsar, să-ți rupă-n două veșnicul hotar. După un an și patru luni cobor încet pe deal, bat clopote de biruință în al meu ardeal, și fără să mai pot purta rănitul trup greoi, îmbrățișez al meu pământ și pruncii amândoi. Românie mare, lupii hai tăsar, să-ți rupă-n două veșnicul hotar. Românie mare, lupii hai tăsar, să-ți rupă-n două veșnicul hotar. Vă mulțumim din suflet, iată că am venit din Covasna lui Decebal pentru a participa la Golgota românească, pe care și înaintașii noștri acum 100 de ani au făcut-o, realizând ultima mare unire, nu atât de mare precum Dacia, dar mare pentru inima românească. Sfințiți părinți, stimate autorități locale, iubiți cetățeni, vă mulțumim și să zicem împreună, trăiască România mare! Trăiască România mare! Stați să vă zic ceva, fotografii, numai un pic, ieșim un pic mai în față, lângă frumoasele astea drapele care le... Și... Noi toți! Că David copii! Aici sunt fotografii și sunt.